Dovezile și mărturiile incriminează în principal pe Ion Viorel și Dan Tulpan, antrenorul și respectiv președintele clubului Gloria Buzău, aceștia făcând însă parte dintr-un angrenaj uriaș care mai cuprinde mafioți turci, dar și antrenori, conducători de club și zeci de jucători români. Rețeaua ar fi trucat nenumărate partide oficiale și amicale. Ancheta Federației Române de Fotbal se focalizează pe intervalul de timp iulie 2014-mai 2015. Documentată și sprijinită pe mărturiile unor jucători care au dezvăluit totul, întreaga poveste reprezintă primul caz concret de meciuri aranjate pentru mafia pariurilor din istoria fotbalului românesc. FRF a început audierile în această dimineață. Pentru a nu stârni suspiciuni, oficialii și jucătorii au fost citați la federație conform surselor noastre, fără a li se spune pe pentru ce anume și în ce calitate. În prima fază, lista suspecților aflată pe masa Comisiei de Disciplină cuprinde aproape tot efectivul clubului Gloria Buzău. Cu excepția a doi fotbaliști, toți ceilalți jucători vizați sunt în prezent legitimați la Gloria. Datele din dosar relevă o mașinărie de produs bani la pariuri. Pe 3 iulie 2014, antrenorul Ion Viorel ar fi ținut cu jucătorii o ședință în hotelul din Turcia, unde era cazată delegația. Pe parcursul ședinței, tehnicianul le-ar fi spus jucătorilor că trebuie trebuie să aranjeze niște meciuri amicale pentru a-și primi salariile restante. Una din concluziile ședinței a fost că meciul de mâine va fi unul cu multe goluri. A doua zi, amicalul gloriei cu echipa rusă Mordovia Saransk s-a terminat cu scorul de 1 la 8. După mai multe meciuri aranjate, pe când încă se aflau în Turcia, fotbaliștii buzoieni au primit câte 500 de dolari. Ancheta FRF notează că banii au fost înregistrați în contabilitatea clubului ca fiind salariu, dar în fapt erau prima pentru blătuirea jocurilor. Faptul că evenimentul s-au petrecut în Turcia, dar și că banii primiți de fotbaliști au fost dolari și nu euro, indică o posibilă legătură cu persoane din această țară, unde se știe valuta preferată este moneda americană. Mărturiile ajunse pe masa FRF sunt de-a dreptul stupefiante, desprinse din filmele cu gangsteri. Discuțiile cu jucătorii se purtau cu măsuri deosebite de precauție, pe gazon, după ce aceștia își lăsau telefoanele mobile într-un sac sau la dușuri cu apa pornită. Într-una dintre aceste ședințe cu echipa Ion Viorel și-a fotbaliștii că dacă nu se vor găsi bani de salarii, cunoaște el anumite persoane care îi vor da 30.000 de euro pentru fiecare meci. Șirul meciurilor din Liga 2 pentru care există dovezi că ar fi fost aranjate, este foarte mare și cuprinde numeroase echipe din seria 1. Deși doar 10 meciuri au fost documentate, tiparul se potrivește și pentru alte jocuri, ceea ce ridică mari semne de întrebare asupra întregii competiții. În plus, deși cu câteva excepții nu se face referire și la adversari, e greu de crezut că scenariile puteau fi realizate fără complicitatea măcar a unora dintre conducătorii, antrenorii și jucătorii de la celelalte echipe. După ancheta FRF este foarte probabil ca dosarul să ajungă pe masa procurorilor, în acest caz cei implicați ar putea fi trimiși în judecată și în caz că vor fi găsiți vinovați ar putea să stea câțiva ani după gratii.